Școala profesională numărul 6 din Chișinău este unica școală din Republica Moldova unde se pregătesc meseriași în domeniul poligrafic și se poate bucura de un succes remarcabil datorită inițierii mai multor meserii noi în sfera tehnologiilor informaționale și electronicii. În prezent, la Școala profesională numărul 6 din municipiul Chișinău își fac studiile peste 700 de elevi. Salutare, dragilor, și bine v-am regăsit la emisiunea Alma Mater. Destinația noastră de astăzi este școala profesională numărul 6 din municipiul Chișinău, care are o menire importantă de a pregăti specialiști calificați în domeniul tehnic. Prin hotărârea Sovietului de Miniștri al Republicii Sovietice Socialiste Moldovenești, în 1977 s-a decis construirea unui complex școlar în baza unei uzine de televizoare. Ulterior, în 1981, Școala Medie Tehnică Profesională numărul 87 din municipiul Chișinău a fost fondată conform Ordinului Comitetului de Stat al Învățământului Profesional. După mai multe reorganizări în baza hotărârii Guvernului Republicii Moldova în 1977 cu privire la perfecționarea sistemului de învățământ secundar profesional, instituția a fost reorganizată în Școala Profesională Polivalentă numărul 6. Iar din anul 2005 până în prezent, instituția poartă numele de Școala Profesională numărul 6. La dispoziția elevilor aici se deschid săli de studii, laboratoare dotate cu material didactic performant, ateliere de lucru, sală de sport, de festivități. Procesul de studii durează de la 2 până la 3 ani. Instituția oferă 5 domenii de formare profesională la următoarele meserii. Tehnici audiovizuale și producții media, meseriile broșator, operator în sistemul editorial computerizat, tipograf prin digital și offset, tipăritor tipar plat. Electricitate și energie, meseria lăcătuș electrician la repararea utilajului electric. Electronică și automatică, meseriile electromontator sisteme de pază și semnalizarea incendiilor, electronist telecomunicații, montator dispozitive și aparate radioelectronice, operator pentru suportul tehnic al calculatoarelor, operator introducere, validare și prelucrare date. Mecanică și prelucrarea metalelor, meseria electrogazosudor montator, tăietor cu gaze. Vehicole cu motor, nave și aeronave, meseriile mecanic auto, electrician electronist auto, mecanic auto. Instituția oferă posibilitatea de a obține studii de calitate bazate pe un proces flexibil, dinamic și progresiv. Aici vin să învețe cei care își doresc să acumuleze cunoștințe și abilități practice pentru a îmbrățișa o carieră de succes. Elevii care aleg domeniul de formare profesională vehicole cu motor, nave, aeronave și anume meseria electrician electronist auto învață să execute lucrări de întreținere, verificare, depanare, montare și punere în funcție a instalațiilor și circuitelor electrice și electronice ale mijloacelor de transport auto. Viitorii specialiști învață să testeze motoarele și celelalte subansamble, să înlocuiască piesele defectate, efectuează lucrări de reparație și întreținere a sistemului de prindere, frânare, semnalizare și altele. Pentru a însuși mai bine materia, este necesar de a îmbina teoria cu practica. Ne-am echipat și noi corespunzători și astăzi, în laboratorul de instruire, vom afla în ce constă sistema de alimentare cu aer a automobilului modern. Care sunt părțile componente ale acestei sisteme? Cum se verifică parametrii și în ce constă principiul de funcționare? Aflăm chiar acum! Destinația sistemului de alimentare cu aer este de a alimenta motorul termic cu aer, de a măsura cantitatea de aer și temperatura admisă. Care sunt părțile componente ale sistemei de alimentare cu aer? Părțile componente ale sistemului cu aer sunt următoarele. Avem filtrul, senzor de temperatură, debitmetru de aer, clapeta de accelerație. Cum funcționează senzorii de temperatură? El își schimbă valoarea față de temperatură. La momentul dat, rezistența senzorului de temperatură este de 2 întreg și 90 kΩ. Mie îmi place această profesie deoarece îmi place foarte mult să repar, să desfac, să strâng, să muncesc. Și îmi place electrica foarte mult.
Metoda de măsurare cantității de aer la acest automobil constă în demnitru de aer, care măsoară cantitatea de aer ce intră în colectorul de admisie. Cum se măsoară ea? Principiul de funcționare constă în menținerea temperaturii unui fir în dependență de fluxul de aer care traversare prin conductă. Conectăm multimetru pentru a măsura voltajul. Măsurăm semnalul de ieșire, care trebuie să fie 0.3, dar la noi este defect, nu are niciun semnal. Deci senzorul are defect, da? Da. Se schimbă acest depimetru. Studiind echipamentul automobilului modern, elevii pot lucra în diferite organizații unde se repară, se deservesc automobilele moderne. Această meserie, elevii trebuie să aibă abilități destul de puternice în fizică, chimie, matematică. Pe lângă aceasta, băieții studiază diagnostica automobilului folosind utilaj modern. Cunoaștem foarte bine că orice automobil este înzestrat cu relee electromagnetice care au o misiune importantă de a dirija cu părțile componente ale automobilului. Să vedem cum funcționează ele și cum le putem verifica. Acest generator a fost confecționat de noi cu câteva ore în urmă, la orele practice, și am unit la el releul și îl controlăm dacă el comutează contactele până la urmă sau nu. Releul la noi funcționează pe baza unui bobine de electromagnetice. Bobina electromagnetică formează un câmp electromagnetic care comutează și decomutează contactele releului. Acest lucru putem să-l vedem prin becuri care se stâng și se aprind. De exemplu, putem vedea la schemă. Vedem destul de bine că becurile se aprind și se stâng. Acest lucru înseamnă că releul la noi este funcțional. Eu am ales această specialitate fiindcă este o specialitate foarte promovată pe piața muncii. Sper că în viitor mi va aduce mulți bani. Unde elevii meserii, conexe, electrician, electronist auto, mecanic auto, fac familiarizare cu alfabetul electronicii. Piața muncii, meseria asta este nevoie, fiindcă noi știm că avem un flux foarte mare de automobile și cunoscând drumurile noastre, ele se defectează foarte și foarte repede, atât partea mecanică cât și partea electrică. Și de aceea specialitatea asta este întrebată, mai ales în cazul de față, o grămadă de specialiști de la service centru pleacă peste hotare și trebuie înlocuiți cu alți specialiști noi. Viitorii specialiști ne-au demonstrat structura și principiul de funcționare a diferitor motoare la autovehicole. Acesta este colectorul de admisie, instalația de alimentare pe benzină. Aici sunt spatele care fac admisia aerului comprimat împreună cu benzina, iar spapa de evacuare evacuează gazele arse în atmosferă. Care este specificul motorului cu ardere internă, comparativ cu celelalte, care mai sunt hibrid și altele? Motorul cu ardere internă, adică transformă energia termică în energie mecanică. Pe la pornire, arborul hotit, pune funcționare, pompa de benzină, pompa de alimentare, roata din sată care pune funcționare arborul cu came. Acum demonstrăm cum buzile dăunează electricitate. De la buzdea de inducție vine la rotor distribuitor. Rotor distribuitor prin conductoarele electrice trimit la buziile electrice ce dăunează scânteia. Datorită scânteia prinde amieți cu carburant din cilindru. La care mașini sunt utilizate? Mașinile vechi, cum ar fi Vaz, Volga, Gaz. Atunci când conectăm contactul cheia, curentul de 12V de acumulator vine la bobina de inducție, la înfășurare de cupru, sârmă. Se formează curent din alte tensiuni. Acum o să vă demonstrez care bujie este bună și care este rea. Și asta este defect. De ce? Pentru că nu are curent în electrozi. În aceasta vezi că are scânteie. Înțeleasă, da? Da, aceasta este starea ideală. În aceasta constă instalația de aprindere. Acesta este cabinetul la construcție, întreținerea și repararea automobilului, care l-am dotat împreună cu elevii. Am confecționat machete, panouri pentru folosirea ca materiale didactice
în timpul predării disciplinilor de specialitate. Să cunoască procesul de lucru, începând de la primele lecții de cunoștință, ca el să vadă în realitate cum funcționează, că e mecanism mobil, manivelă, că e instalație de aprindere, instalație de ungere sau răcire, alimentare. Specialiștii în devenire ne-au explicat care este componența și necesitatea climatizorului auto într-un automobil. El este alcătuit din mai multe părți, are două circuite, circuitul de înaltă presiune și circuitul de joasă presiune. Circuitul de înaltă presiune are părțile componente. Compresorul, conductele, este, aici avem condensorul, după care avem ventilatorul, supapa de întreținere a înalte presiuni, este filtrul, avem senzor de înaltă presiune. De ce este nevoie într-un automobil să existe acest climatizor auto? Condiționerul avem nevoie pentru a ne da condiții mai bune de la volan, pentru a mări securitatea în trafic, fiindcă de a înlătura aerul murdar și căldura. În acest atelier învățăm să efectuăm operații de întreținere și de reparare a mecanismului de distribuție a motoarelor cu ardere internă. Deci noi efectuat cu colegii la acest motor reglarea spatelor și ne-am folosit de o fișă tehnologică care ne ajută în această privință. Pentru a face reglarea spatelor este nevoie de a ține cont de reperile care se află pe chiloasă și pe roata dentată a arborului cu cane, și de reperile care se află pe folia arborului cotit și capacul distribuitorului. Da, ele se pot observa aici. În primul rând, am mai specialitate pentru că mereu am vrut ca să devin mecanic auto, chiar de mic copil am visat ca să devin mecanic auto. Este o meserie practic foarte întrebată astăzi, meserie foarte solicitată piața muncii, care poți câștiga bani reali. În urma unei strângeri în corecție a chiloasei a avut loc deformarea chiloasei. Ca urmare, au avut loc scurgeri de compresie pe la garnitură. Strângem piulițele la o anumită greutate și anume de 4 kg este prima greutate. Iar această cheie, atunci când auzim aceste sunete, indică că chiloasa este strânsă la o greutate normală care trebuie. Am ales această specialitate deoarece este o specialitate destul de întrebată pe piața muncii. De asemenea, de mic copil am cultivat pasiune față de automobile. Necesitatea acestei specialități este că avem mașini multe, deci ele sunt importate de mâna a doua în cazul dat de peste hotare și, cu părere de rău, specialiști în domeniul acesta sunt foarte puțini, anume să înțelegem în tot cuvântul specialist. Alt domeniu de formare profesională care implică multă rezistență este mecanica și prelucrarea metalelor. Aici, viitorii specialiști obțin calificarea electrogazosodor montator tăietor cu gaze. Sudarea reprezintă una dintre procedeele de bază în domeniul construcțiilor, construcția de mașini și reparații. Aici, viitorii specialiști vin să deprindă abilitățile practice pentru a obține cel mai bun rezultat. Sunt curioasă să aflu și eu cum are loc îmbinarea cap la cap, în poziție verticală, a două elemente. Să mergem! Sudez piese, aleajă, fier, carbon. Sudarea se realizează amorsând electrodul și deja menținând baia de sudură. Ai și o cască specială pentru protecția feței, da? Am o cască specială pentru protecția feței, pentru a mă proteja de razele rentgen. În cadrul orelor de instruire practică și a cercului de creație tehnică, elevii au realizat mai multe obiecte care pot fi utilizate ca elemente de decor. Fiecare dintre ele au fost executate cu multă pasiune și dăruire, iar una din aceste creații frumoase a fost oferită echipei Alma Mater. Cum această floare este din fier și nu se va ofeli niciodată, vă doresc ca și emisiunea noastră să nu dispară niciodată de la canalul Accent TV. Mulțumim tare mult, foarte frumos, uitați-vă cât de original. Din ce material este confecționată?
din aliaj fier-carbon. Învățăm să-i undiță, dar pescuită și după adânci pe urmă. Asta e scopul nostru, să învățăm să poată mânuie bine port-electrodul. Sudeț cu arc electromanual, asta e baza. Dar restul procedeile le însușesc cu succes mai pe urmă. Deja de 4 ani, meseria electrogazosodor montator tăietor cu gaze dispune de un parteneriat de colaborare cu un centru de formare profesională din Italia cu sediul în municipiul Chișinău. Astfel, pe lângă atelierele de sudură care se deschid aici, specialiștii în devenire merg și în atelierele centrului de formare pentru aprofundarea abilităților necesare. Ajutăm și dăm un sprijin școlii profesionale numărul 6 în formarea sudurilor, în formarea personalului calificat pentru companiile care activează în Republica Moldova. Sudura este un domeniu foarte întrebat, deci se întreabă foarte mulți sudori. O parte aici, o parte la noi, pentru că noi avem aparate multifuncționale care permit toate tipurile de sudură, respectiv ajutăm, susținem această școală. Elevii sunt instruiți foarte bine, se prezintă cu un interes deosebit. Un alt domeniu de formare profesională este electronica și automatica. Viitorii electroniști în telecomunicații ne-au prezentat cum se montează pe pleci elementele radio cu piste imprimate. Luăm ciocanul de lipit, îl înuiem în sacâz, apoi luăm aliaj, apoi iar sacâz și îl punem pe placă să lipim elementele. Cu aliajul lipim elementele radio, iar cu sacâzul facem să fie magnete. Să fie magnete de suprafață. Durata lipirii este de 3 secunde. 3-5 secunde. Iar în aceasta putem să facem în jumătate de oră. După cum știți, în ziua de azi e imposibil să fără telefoane mobile, fără computere, fără dispozitive automate de comutare și comutație. De atâta ei acum, în primul rând, se învață să deosebească toate elementele radio, să știe parametrilor, să le poată monta și demonta de pe plăci. Schimbă multe module din telefonul mobil, schimbă corpul, schimbă ecranul, schimbă elementele integrate din mondul. Viitorii operatori pentru suportul tehnic al calculatoarelor execută lucrări de mentenanță a echipamentelor de calcul și a rețelelor de calculatoare la nivel hardware și software. Eu în acest moment am operațiunea de a îndepărta componentele plăcii de bază defecte. În acest moment o să vă demonstrez cum se îndepărtează un condensator. Va trebui ca să-l înlocuiesc un condensator funcțional. Eu lucrez la asamblare și dezasamblarea laptopurilor. Învăț cum funcționează, învăț structura laptopurilor și cu siguranță îmi va permite la serviciu să repar echipamentelor portabile. În decurs de 2 ani, elevii la această specialitate însușesc următoarele. Deci, diagnosticarea și întreținerea calculatoarelor personale, atât desktop-urilor cât și laptop-urilor, deci întreținerea produselor program și ultimul modul, crearea, depanarea și întreținerea rețelelor de calculatoare personale. Deci elevilor le place specialitatea, cu atât mai mult că școala are o bază tehnică materială. Mediul unui router se realizează conexiunea de la calculator la internet. Elevii ne demonstrează cum se configurează un router. Noi prezentăm sertizarea cablului pentru crearea conexiunii de la router la calculator. Avem o mufă, acestea avem niște cabluri și trebuie să le sortăm după culori pentru a le introduce în mufă și după trebuie să luăm și să strângem ca cablurile să fie fixate bine cu sertizorul. După aceasta introducem un cablu în calculator și al doilea capăt în modem.
se face reset la router pentru ca să ne dea un gateway la care putem să ne conectăm și prin intermediul interfaței care ne apare, ne logăm prin parolă și user, apoi intrăm la IP config, noi subnetăm rețeaua IP-ul pentru ca să nu aibă conflicte la conectare. Conectăm WAN-ul la router, după asta noi acordăm IP-ul, facem restart, am salvat toate setările care le-am dat, acum va fi resetată pagina, după cum vedeți s-a schimbat 192.174. Deci conexiunea a reușit. Da, a reușit. După cum vedeți, elevii la o lecție de practică au efectuat o conexiune la internet prin trei etape, adică sertizarea cablului cu verificarea corectitudinii sertizării, configurarea routerului wireless și deja darea accesului la diferite mape în rețea. Ne stăruim ca să dotăm piața muncii cu muncitorii care califică asta. Profesională numărul 6 are grijă să pregătească specialiști în electricitate și energie. Astfel, viitorii lăcătuși electricieni acumulează abilitățile teoretice și practice la repararea utilajului electric. Montez prizele și lumina. Cum verificăm că priza lucrează? Avem așa acest indicator și îl punem aici și înăuntru acesta arată că este curent electric. Acestea sunt automatele. Dacă le conectăm toate, nu lucrează niciunul. Acesta este întrerupătorul automat. Acestea sunt două automate. Acesta este întrerupător de sarcină și acesta este întrerupător diferențial. Cam așa. Viitor, ai dori să fii un lăcătuș? Un lăcătuș electrician bun, care să am de lucru în Republica Moldova. Încerc să montez un senzor de mișcare. Cu ajutorul acestei telecomande, putem direcționa, prindem un bec, direcționăm toată lumina, aproximativ toată lumina de pe acest schem. Când ți-ai descoperit pasiunea față de electricitate? În clasa 9-8 la fizică, mai ales la fizică, mă atrage și este foarte interesant. Este întrebat piața muncii, se poate și în Moldova de câștigat cu aceasta, nu trebuie pleca peste hotare. Asta este un plus foarte mare. De ce să nu facem la noi o carieră, dar peste hotare? Ca orice electrician el trebuie să cunoască montarea oricărui utilaj electric, construcția lui, ca pe urmă, în cazul defectării, să-l poată repara. Adică trebuie să cunoască. Ea cum o montează în început de la cel mai simplu și mergem pe compus. Începem cu sursele de lumină, prize, aparatele de protecție, care noi le utilizăm și acasă și la întreprindere și în orice instituție. Elevii au posibilitatea să-și petreacă instruirea practică în cadrul unei companii prestigioase din țară care colaborează cu instituția de mai mulți ani. Planul ăsta avem 20 de elevi la practică, dintre care 60% sunt deja angajați. În special se vede o tendință foarte pozitivă la persoanele care vin de la școală, ei mai repede învață și chiar aș spune majoritatea sunt avansați. În general, învățământul dual s-o cot la fel foarte pozitiv și ar fi o bună oportunitate pentru dezvoltarea științei în Moldova. Școala profesională numărul 6 din Chișinău oferă studii de formare profesională și în domeniul tehnicii audiovizuale și producții media. Aici, elevii pot obține calificarea broșator, operator în sistemul editorial computerizat, tipograf prin digital și offset și tipăritor tipar plat. Broșare reprezintă un ansamblu de lucrări și ediții obținute în urma operațiilor de prelucrare a colilor de hârtie în mod manual sau mecanizat. Aici putem vedea mai multe lucrări realizate de elevi. Haideți să vedem care sunt etapele lor de execuție. Am un top de coli care le prelucrez pentru executarea unui bloc de carte. Bat colile și le pregătesc pentru fălțuire. Efectuând fălțuirea în trei înduituri, obținem o fasciculă. Apoi, intercalând fasciculă cu fasciculă, obținem un caietel. Apoi, caietelele le transmitem la următorul proces. Acestea sunt caietelele care, de fapt, se află în magazine, în
unde poți procura, adică caiete? Ulterior obținem un bloc cusut. Avantajele coaserii manuale este că aceste blocuri pot fi păstrate secole întregi, fiind în stare perfectă. Coaserea manuală se mai efectuează și la lucrările de artă sau chiar la lucrările personalizate. Și coaserea manuală se mai efectuează pentru a fi blocul rezistent. În procesul dat se execută lipirea forzatului cu blocul de carte cu scoarță. Forzatul este un element principal al creației, care poate fi albă sau colorată, cu tematică sau fără. Noi acum creăm ecuatorul pentru a fi cartea mai rezistentă și ne stărim cu pensula să adezivul se pătrundă între caietele pentru că cartea să fie mai rezistentă. Apoi o punem la uscat. Trebuie să știm și manual pentru că multe pot să se întâmple, să se strici mașinile și putem să facem manual. Efectuăm înglerea capital bandului și a treasului. Treasul este un semn de carte ce ajută tuturor cititorilor. După prelucrare se execută scoarțele, iar ulterior blocul de carte se lipește pe copertă. Eu sunt în ultima etapă de asamblare a blocului de carte de scoarță. Este cel mai important proces. Acum eu încleu blocul de carte și copertă. Ce trebuie să tragi atenție aici? Să trag la... să fie egal din părți și aici, în față. În urma etapelor realizate, elevii ne-au făcut o surpriză, aceste agende personalizate pentru Accent TV. Mă strădui ca să dezvolt abilitățile în elevi și dragostea de meseria broșator, ca să putem să ducem faima și lucrurile frumoase chiar și peste hotarele țării. Meseria este interesantă, captivantă, procesele sunt foarte utile, se lucrează în condiții foarte bune. Aceleași operațiuni realizate manual pot fi executate prin metoda mecanizată. Școala profesională colaborează cu una din tipografiile din Chișinău deja de 5 ani. Astfel, elevii merg acolo să petreacă instruirea practică la utilaje de ultimă generație. Datorită acestor utilaje performante din cadrul întreprinderii, munca devine mult mai atractivă și mai ușoară. Aici putem vedea cum are loc adunarea unei cărți. Adunăm prima parte ca două parte și obținem o carte. Cartea trebuie să fie, scara sinoptică să fie dreaptă, de la 1 până la ultimul caietel care este. După care ele se bat bine și merg la utilajul de cusut. Pentru mine e foarte bine și sunt multe utilaje performante care eu pot să mă învăț tot lucru. Aceasta este mașina băchiu. De aici eu iau cartea, o bat bine. Aici se pune coperțile. Îți place să copertezi o carte mai mult la utilaje sau manual? Mai mult la utilaje pentru că este mai ușor pentru mine. Manual este foarte greu. Iar la acest utilaj, elevii ne demonstrează cum are loc procesul de falsare sau înduirea foliilor de hârtie imprimate. Aici se încarcă masa cu coli imprimate, apoi colile trebuie să fie bine, foarte bine bătute pentru că în procesul de lucru să nu avem opriri ale utilajului. Din col obținem un caiet. Un caietel care poate fi broșat mai departe la următoarea operație. Pentru noi este foarte importantă această colaborare, pentru că avem ocazia să creștem tineri specialiști. Forța de muncă, după cum știți, în Republica Moldova este la mare căutare. Anume, ei sunt specializați în ceea ce avem noi nevoie și deja au anumite cunoștințe temenice în domeniul poligrafic de la școală. Respectiv și studiile pe care ei le fac au o finalitate mult mai, cu un rezultat mult mai concret, orice au ocazia să vină la producere direct. Când a
alegem o carte, un caiet sau alte produse poligrafice, evident, atrage mai întâi de toate atenție la copertă. Astăzi, elevii de la specialitatea respectivă ne prezintă cum se realizează designul unei coperte prin intermediul unei aplicații grafice, astfel încât aceasta să fie frumoasă și atractivă. O copertă trebuie să fie simplă și clară, să conțină doar strictul necesar, titlu, editorul, anul apariției. Restul informației vor fi incluse pe pagina a doua. Cum trebuie să fie elementele, ilustrațiile grafice incluse pe copertă? Ele trebuie să atragă atenția cititorului prin culoare, efect, design, formă. Sunt două tipuri de text. Text artistic și text paragrafic. Textul artistic este mai des întrebuințează la texturile scurte, cum ar fi titlurile, expresie, reclama. În cazul dat, avem text artistic. Textul paragrafic se folosește la texturile lungi, adică blocuri de text, care se poate tehnoredacta. Datorită elevilor talentați de la specialitatea respectivă, echipa Accent TV va avea mai multe calendare. Pentru rezultate remarcabile obținute la învățătură pe parcursul primului semestru de studii, dar și obținerea celor mai bune rezultate la decada limbii și literaturii române, elevii au fost premiați cu diplome de merit. Cu 1859 se decernează diplomă elevului grupului 103, Cococi Cătălin. Îmbunătățirea comunicării în cadrul școlii profesionale și organizarea diverselor activități reprezintă o responsabilitate pe care și-o asumă Consiliul Elevilor. Activitățile desfășurate în semestrul întâi au fost training-uri și la biblioteca din preajma școlii, au fost excursii la muzee, am avut concerte, am avut o practică la protecție civilă. Rostul elevilor este să păstrăm tradițiile, să avem un sprijin oarecare de la elevi, să facem un grup cât mai mare de elevi, să arătăm școala, să prezentăm școala. Pe lângă organizarea diferitor activități de caritate, concursuri, elevii frecventează dansuri populare, sportive, secția de dame, iar cei pasionați de muzică aleg să cânte în fanfară. Tenor. Pe lângă profesia mea, eu mai studiez și fanfara, că mie îmi place din copilărie să cânt la un instrument. Sportul reprezintă o activitate interesantă și interactivă care contribuie la fortificarea sănătății și la dezvoltarea spiritului de observație. La noi în școală se petrec secții de volei, basket, tenis de masă și șah. Anul acesta a avut loc competiții la proba de sport tenis de masă, la care grupa noastră s-a plasat pe primul loc și sper că vom ieși învingători și la volei. Un domeniu fascinant care necesită cunoștințe în electronică, programare și mecanică este robotica și Arduino. Elevii ne-au prezentat câteva lucrări inedite, printre care un robot elefant. Acesta este un robot elefant, asamblat pe baza constructorului Lego Mindstorm și el imitează sunetul elefantului și mișcările lui. Poți să-mi demonstrezi? Da, desigur. În cât timp l-ați asamblat? Cam într-o zi. Doar într-o zi, da? Ce a fost cel mai complicat? De programat. Iar această motocicletă? Este asamblată pe placă, pe procesor Arduino și programul este făcut pe calculator și după aceea instalat pe placă. Și care este diferența dintre robotică și Arduino? Este un nivel mai avansat de tehnologie și este un pic mai greu. În holul instituției am admirat mai multe dispozitive electronice asamblate și montate de către elevi în timpul liber. Împreună cu colegii mei
am realizat această lucrare. Aceasta este bobina lui Tesla. E folosește pentru a transmite energie prin aer. Acesta este blocul de alimentare, sursa de alimentare care primește energie și transmite la generator. Acest generator transmite impulsul bobinilor care creează un câmp electromagnetic prin care se transmite curentul electric. Unde poate fi utilizată această bobină? De exemplu, sunt dispozitive moderne cum încărcarea telefonului la distanță, fără cabluri. Instituția ne-a oferit posibilitatea să călătorim în timp. Aici am admirat o lume fascinantă a tehnicii, unde au fost expuse o mulțime de exponate inedite, care datează de secole. Printre zecile de aparate electronice prezentate la această expoziție retro, în special ne-a atras atenție acest patefon, care datează din anul 1955. Acesta a fost produs de o uzină rusească. Pentru reproducerea sunetelor de pe aceste discuri, dispozitivul respectiv trebuie pornit manual. Haideți să vedem dacă funcționează. Multe persoane visează să-și deschidă o afacere și să o gestioneze cu succes. Ingenioși și încrezători în sine ne-au demonstrat că pot fi și elevii școlii profesionale numărul 6. Împreună cu ei am luat parte și noi la un târg de afaceri, unde viitorii specialiști în domeniul mecanicii auto ne-au prezentat cele mai interesante idei de afaceri. Dumitru dorește să-și inițieze o afacere în satul său de Baștină din raionul Telenești. Spune că și-ar dori anume acolo, deoarece concurența nu este atât de mare și ar putea să-și pună pe picioare o afacere care să-i aducă mult profit. Scopul afacerii mele este ca să prestez servicii de reparare a automobilelor. O să fie reparație pe cutie de viteze, pe diagnosticare, adică în toate domeniile ce este legat de mașină. O să închei careva colaborări cu parteneri care o să-mi dau un ajutor. Iar Oleg spune că ar vrea să deschidă un service auto în Chișinău, care va presta servicii la solicitarea clientului sau la domiciliu. Dispunem de piese originale, la prețuri atractive. Prețul este cel mai bun. La adresare repetată a clientului la solicitare, oferim carduri de discounturi de circa 15% reducere. Chiar dacă clientul a nimerit în drum și mașina este defectat, el solicită serviciile noastre de service. Noi, în schimb, avem un electronist și un mecanic auto care, la solicitarea acestuia, vin în ajutor clientului. Pe parcursul activității, Școala Profesională numărul 6 din municipiul Chișinău a pregătit mii de specialiști calificați, care în prezent activează în diverse instituții și companii prestigioase din țară și de peste hotare. Cum au reușit să se formeze pe tărâmul profesional, aflați chiar acum. Cunoștințele date care le-am aplicat la școală, acum mulțumim profesorilor care ne-au ajutat, acum sunt plecat aici la locul de practic. La ce să lucrezi aici? Da, m-am deprins. Colectivul, mașina, la început a fost puțin mai complicat, dar după asta m-am acomodat. Este o profesie foarte interesantă, dinamică. În 2015 am absolvit școala de mecanic auto. La momentul dat activez în domeniul mecanic auto. Este o meserie destul de bună. Am descoperit multe cunoștințe în domeniul automobil, mecanic auto și repararea lor și întreținerea lor. Cunoștințele care le-am acumulat în domeniul poligrafic mi-au servit ca bază pentru a activa ca maestru instructor, profesor la disciplinele de specialitate. Am absolvit în anul 2016 meseria electromecanic la reparare și întreținerea mașinilor de calcul. Evident, studiile de la școala numărul 6 au fost baza și m-au ajutat foarte mult. Am aflat ce este calculatorul, cum ar trebui să creăm o rețea, care sunt vulnerabilitățile rețelei. Continui să mă dezvolt în domeniul tehnologiilor informaționale. Instruirea formează oameni buni, dar acești oameni buni
fac lucruri nobile. Nu am spus-o eu, a spus-o Platon. Deci instruirea în domeniul meserilor noastre, cred că pe viitor va ridica nivelul economiei noastre naționale la altă treaptă. Pentru că viitorul este în mâinile tinerilor noștri. Ca să nu pleci peste hotare, trebuie să le creăm condiții. Pregătirea de astăzi a specialiștilor să ne reprezinte viitorul de mâine. Adică meserii inteligente, meserii care sunt necesare pe piața muncii, la momentul actual. O școală profesională trebuie să fie o școală prietenoasă, ca elevii, cu mare drag în toată ziua, să dorească să ajungă aici în atelierele școlii, ca să efectueze unele lucrări practice și să plece cu drag acasă și să vină cu drag la școală. Asta e misiunea noastră. Astăzi v-am prezentat farmecul meserilor care formează specialiști calificați, dornici de a îmbrățișa domeniul tehnic din Republica Moldova. Eu vă aștept și sâmbata viitoare la aceeași oră să descoperim și alte instituții de învățământ de la noi din țară. Și nu uitați, în orice domeniu de activitate profesională, prin orice tip de muncă calificată, poți să faci o carieră. Pe curând!